Mai pe scurt vorbind, vorbesc toată ziua la telefon. Era o zi frumoasă, stăteam și priveam videouri pe YouTube, dar la un moment dat m-a sunat cel de-al doilea telefon. Telefonul ăsta era mai mult pentru discuții importante, legate de business, dar când am răspuns, mai bine nu răspundeam. De la discuții mă enervam, mă întristam și mai rar, dar zâmbeam. Dar cel mai grav era că aveam deja o oră de când vorbeam. Nu mă mai ținea mâna, schimbam telefonul în alta, dar după un timp, nici asta nu mă mai ajuta. Am pus la difuzor, dar așa mă plictiseam, deja adormeam. Am încercat să-i zic colegului meu că deja am obosit și că aș vrea să fac o pauză, dar el mi-a zis că mai are încă puțin. Așa că am decis să ies puțin la aer, poate așa voi putea să rezist mai mult. Am ajuns în parc, m-am așezat pe scaun, discuția tot continua. Îmi erau deja amorțite picioarele, nu mai găseam poziția potrivită. Am încercat așa, dar fără succes. La întrebarea cât va mai dura discuția, primeam același răspuns, în goleacă. Deja am ieșit business-ul pe ochi. Am decis să mă mai mișc. Aveam ori buni de la începutul discuției. Deja nu mai auzeam bine, dar cum n-ar fi acolo, discuția nu înceta. Îmi părea foarte rău că am răspuns azi la telefon. Dar din fericire pentru mine, la telefon mi-a venit avertizare că mai am încă 5%. Am pus telefonul din nou la urechi și am zis că se descarcă. Curând se va stinge, după care a urmat asta. Și mai frate, ai 5%? Stai că nu rezolvăm. Stai la, stai așa. Ține, pune înapoi. Încoleac și te termin scuța, încoleac. Mai pe scurt vorbind, vorbesc toată ziua la telefon.